The most popular hymn among the Transylvanian Saxons is Eine feste Burg ist unser Gott, a mighty fortress is our God. During centuries, the fortified churches in Transylvania were a sign of identification in a hostile environment and an expression of the strength of the Saxon community. Aceste edificii sunt un fel de celulă de supraviețuire cu elementele esențiale pentru viață. Adică ai grâne pentru pâine, ai apă, practic în biserică de multe ori sunt fântâni de unde ai apă, și ai și elementul spiritual. În perioada asta când s-au făcut fortificațiile, s-au făcut și altarele. Adică aceste trei elemente esențiale de supraviețuire, astea se găsesc, și asta este ceva ce în societatea de consum care o trăim astăzi, e bine să ne raportăm odată și la aceste elemente existențiale. Nowhere else in the world are to be found preserved in such a narrow space so many reinforced churches and fortress churches, witnessing such a varied material expression of the defense technique. Out of an original number of 250 buildings, there are over 150 which survive to this day. The value of this unique heritage was acknowledged through the inscription of 7 objects in the World Heritage List. The village of Almavi is located on the northwest side of the Hârtibaciu Plateau in southern Transylvania. It was first mentioned in a document from 1289 to its priest Heritus de Alma, revealing the fact that there was already a church here. Inițial, în jurul bisericii s-a construit o incintă fortificată relativ elipsoidală, deci un plan simplu de tot, cu 4 turnuri în cele 4 puncte cardinale. Ulterior, asta deci se întâmpla în secolul al XIV-lea, ulterior, treptat, incinta asta a fost extinsă, amplificată, transformată, adaptată la noi tehnici de luptă, de apărare. Este o cetate relativ mică, amplasată pe un deal în apropierea, adică practic în sat, și prin aceasta este un model foarte expresiv pentru acest tip de monumente istorice. Adică atât legătura dintre comunitate, comunitatea fiind exprimată prin casele țărănești, și monument este bine proporționată, reflectă această situație socială care a existat odată aici în perioada Evului Mediu. The first basilican churches in the villages were built in the 12th and 13th century without fortifications. Many of them were later modified and enlarged in Gothic style. Due to the constant threat of invasions from the east, the Mongol invasion in 1241, the expansions of the Ottoman Empire in the 14th century and marauders in their wake, the Saxons started from the 14th century onwards over a period of several centuries to develop the churches, being the only stone buildings in the villages to fortified ensembles. Practic, în 1420 vin turci în Transilvania. Și atunci încep aceste fortificații, au existat și înainte, dar atunci se merge totuși oarecum sistematic la fortificarea bisericilor. Și atunci, practic, erau elemente fixe pe tot teritoriul, adică aveau și o funcțiune chiar strategică. Some of them became impressive complexes with several ring walls and moats, battlements and defense towers. Even the churches were adapted to defensive functions, their bell towers topped with battle platforms and one or two stories for defense purposes added on top of the chancels. Avem trei sau patru moduri de fortificare, de la elementar la cât mai complex. Avem, dacă luăm Moșna, avem o primă fortificație care este un swinger. Un swinger este un fel de zid de apărare în care în suprafața din interior se aduc animalele, vitele.
După aceea este, a doua fortificație este o incintă în jurul bisericii, a treia fortificație este biserica propriu-zisă și a patra este turnul, adică ultimul refugiu este turnul donjon. Within the walls, often under the battlements, small rooms for storage were integrated. Wells were installed and sometimes chambers for living included. Thus, in case of danger, the whole village could take refuge in their fortified church, taking the cattle and supplies with them to survive the siege. Acum sunt anumite zone care au, să zicem, anumite caracteristici. Zona aceea Mediașului, între Mediaș și Sighișoara, Târnava Mare, acolo cetățile bisericești au bisericile destul de bine fortificate. În zona, în țara Bârsei, de exemplu, sunt majoritatea, de fapt o singură biserică este fortificată, restul fortificațiilor se referă la incintă, adică au incinte foarte puternice, cum este cea de la Prejmer. Even when times changed and the immediate dangers decreased, the fortified churches were thoroughly maintained, ring walls and fortifications repaired. Se vede competiția care a existat între satele Săsești pentru ridicarea fortificațiilor în jurul bisericilor, dar și pentru cumva înnoirea lor, pentru a ține pasul cu ce se întâmpla în jur. De ce zic asta? Iarăși nu e ceva ce pot proba documentar, dar urmărind pur și simplu evoluția ansamblurilor acestora și pe anumite zone, e de văzut cum circulă anumite modele și influențe. Transilvania este un peisaj cultural interesant. Adică este, după părerea mea, comparabil, să zicem, cu Toscana sau cu, știu, Wales sau alte peisaje culturale reprezentative. Și asta este și ca o expresie a diversității etnice și religioase. Adică în Transilvania a existat încă din secolul XVI această toleranță religioasă care și-a găsit expresia și în arhitectură. Almost every village in southern Transylvania has a fortified church, thus forming a unique cultural landscape. But the maintenance of the churches, traditionally the common work of all Saxon villagers, can hardly be undertaken today. The mass exodus of the Transylvanian Saxons during the 1990s left these churches in custody of the Romanians, who repopulated the villages. In certain places, efforts are being made to preserve this heritage, like here in Almavi. Este foarte valoros în Transilvania, este substanța originală. Avem foarte mult substanță aici. Practic, secolul 20 a trecut peste România destul de, fără să lase foarte mari urme. Adică dacă ne gândim la Germania, unde practic sute de mii de localități au fost complet distruse. Aici avem foarte mult substanță originală și asta e important să nu o falsificăm. Să fie cât mai, să rămână cât mai autentic. Și asta înseamnă adaosuri mai puține și mai mult întreținere.